când am fost până în cotul Domnului în Rusia, în 42. Când 42 eu am plecat ca voluntar în regimentul 21 artilerie Slatina Olt, după perioada de instrucție, ne-am barcat, ne-am pornit pe front și, cum se spune în Rusia, la Milerov, am luat frontul și am mers de la Milerov până la cotul Dunului, noi cu frontul, câteva sute de kilometri. Iar în cotul Dunului am stat acolo cam un termen de vreo 3 sau 4 luni, până ce a rupt rușii frontul la italieni. Și dacă a rupt frontul la italieni, ne-am mutat pe noi în locul italienilor, pe frontul, ca să stabilească frontul. Luându-ne pe noi și mutându-ne, ne-au încercuit. În timpul când noi am plecat ca să ocupăm poziția italienilor, unde pe ei luaseră prizonieri, ne-au încercuit rușii pe noi. Deci noi am rămas ca lăutarul în mijlocul horii. Am văzut o mitralieră pe picior, în stradă, așa cum ar fi la noi, cu doi ruși râznați care trezeau antirian. Și se tot îmbrățișeau așa, căput nemeschi, căput nemeschi, căput nemeschi. Nu știam foarte puțin în limba germană și asta, dar în fine știam că s-a întâmplat fenomenele astea. Și mă duc și eu până la ei acolo, mă ia în brață unul, în fine, căput nemeschi, nu știu ce, și atunci trimit un agent imediat, du-te-mă până la divizie și întreabă acolo ce s-a întâmplat. Și spune, domnule, stați pe loc, nu înaintează nimeni, nu trageți un foc de armă, nu stați așa pe loc să nu vă vadă nimeni. Pentru că războiul s-a terminat cu ei. Și atunci ne-a retras pe noi undeva înapoi, la 50 de kilometri, 60, pentru că o parte din armata română care era acolo era și din diviziile Tudorul Vladimirescu și ăștia, și era și armata germană care a fost luată de ruși, soldați îmbrăcați nemțești acum și trimiteau împotriva lor, îmbrăcați rusește, pardon, și trimitea împotriva lor, și aia nu le convenea, pentru că aia știa ce îi așteaptă, că i-a fost nemț, după aceea a fost prizonier, au acceptat să vie să lupte din nou împotriva nemților. Și acum știau ce așteaptă. Pe acești oameni, din cauza lor, pe noi i-a dus undeva în spate, la 34 de km, să nu vedem ce se întâmplă, că s-a întâmplat și acolo niște lovituri, niște omoruri, niște împușcături, chestii din astea, așa, și spre norocul să-i revăd, după două luni de zile, aceste divizii, care îi duceau rușii înapoi, a luat prizonieri și duceau apoi până în Rusia, pe jos. Ne-am dus în munții Caucaz. În munții Caucaz, când au venit rezervul, am trecut Marea Neagră și am trecut în Caucaz, unde erau trupele noastre, înaintate mai înainte. Și acolo am stat vreo două luni, și de acolo a început retragerea cea mare. Și ne retrăgeam cu nemții. Prima dată ne-am retras noi, am trecut Marea Neagră, Golful Mării Negre și ne-am dus în Crimeea, unde eram încercuiți de ruși. No, seara am rupt frontul acela și înaintam spre Nicolaievul, ne retrăgeam către Odessa, către Cetatea Albă. Asta era direcția noastră. Și atunci, lângă Odessa, eram bătălii mari. Acolo au căzut foarte mult și pe urmă noaptea, așteptam să vie noaptea, că noi noaptea ne retrăgeam și ziua opream puhoiul rusesc să nu înainteze. Și așa am ajuns până la 40 de kilometri de Cetatea Albă, unde eram încercuiți complet de ruși. Morțeșorii tăi, Lumucă, tuturor le-ai fost mămucă, numai mie mă știhucă. Când porunca am iuticat, Doamne, rău m-am supărat.
Mândra mea mândră iubită, nu-ți fie voaia urâtă și inima rău scârdită, că de-achi în lume vreo pace, eu iară mă voi întoarce. Dar de-achi vreo răutate, mă lipi lângă cetate și ți-o scrie mândră carte. Măi, bădiță, bădișor, scrie-mi carte că mi-e dor. Dar nu scrie cu cerneală, că de-aceea e multă în țară, și nu scrie cu cărbune, că de-aceea e multă în lume, ci o scrie cu argint, să știu că e de la iubit. Cărticică în cornurele, pe de mărgin cu mărcele, o citiu în pomnișori cu lacrimi din ochișori, o citiu prin grădină cu lacrimi de la inimă. Existența mâncare, ce putea să fie. Noi nu conta ce mâncare aduce, bine că o duci, bună, rea, cum se spune, noi am mâncat, n-am ales. M-am întors înapoi la compania noastră și am înaintat mai departe. Mâncarea e foarte slabă la Rubeni, aceea. Când am ajuns jumătate Ucraina, ne-a umplut, doi n-am dormit la un loc, în casă n-am fost. Și așa aveam păduchi de mult, că nu mai puteam pe urmă, o băgat altă unitate, pe noi o scos de pe front, o venit de tube românești, o frit păduchi aceea, nemți o dat foc la toate hainele, s-au îmbrăcat noi, care erau cu noi. Și în timpul ăsta au venit la nemții scurșie, adică comanda în vizită. De la noi, de la noi, n-a venit nimeni să vadă ce fac soldații lor. Și era în ziua aceea ciorbă de lintin. Lintin era, nu știu dacă cunoșteți, niște așa negru, mic așa, și ciorba era neagă. Și când au venit ofițerii nemți, s-au uitat în gămelile noastre, au văzut ciorba aceea, s-a rotit, s-a dus la bucătărie, au început să învârte, dar aceea numai apă era. Și n-au mai spus nimic. A treia zi am primit meniul german, am scăpat de sărăcie cu foamete.